Am revenit în direct, doamnelor, domnilor. Vă reamintesc că ne puteți urmări live și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, TikTok și pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a afla toate noutățile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. Discutăm astăzi despre activitatea de la Castelul Corvinilor Hunedoara, o activitate destul de intensă, chiar și pe perioada verii au fost foarte multe evenimente punctate aici, ci evenimente care au avut așa răsunet și în țară și dincolo de granițe, pentru că așa cum ne-au obișnuit cei de aici de la Castelul Corvinilor, reușesc de fiecare dată să pun așa punctul pe i în ceea ce privește promovarea castelului, în ceea ce privește până la urmă istoria familiei care a consacrat până la urmă și acest castel. O istorie despre care mulți știu, puțini cunosc de fapt cu adevărat ce a însemnat familia lui Ioan de Hunedoara. Sunt, așa cum spuneam, au fost multe evenimente și sunt în continuare aici la castel. Vorbim și de investiții, de proiecte, pentru că administrația locală are foarte multe proiecte, foarte multe idei de dezvoltare, nu doar a ceea ce înseamnă castelul, ci și zona adiacentă castelului în viitorul apropiat. Proiecte despre care încercăm să aflăm și noi cât mai multe informații. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelul Corvinilor Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bine v-am găsit! Calde salutări și telespectatorilor dumneavoastră. Telespectatori care sunt convinsă că au trecut cel puțin o dată pragul Castelului Corvinilor. Sunt mulți hunedoreni care, deși cunosc, sperăm noi, cunosc foarte bine castelul, parcă de fiecare dată, în ultimii ani cel puțin, ați reușit să mai veniți cu câte un element de noutate. Ați reușit să aduceți în fața publicului câte o încăpere nouă, să reușiți să animați unele săli din castel, ați reușit să faceți și unele circuite, totul pentru ca turistul să nu vină doar vizitatorul, să nu vină o singură dată și gata, am văzut acest castel, n-are sens să mă mai întorc, de ce aș mai face acest lucru? Ați gândit foarte bine acest lucru. Într-adevăr, așa se întâmplă. Castelul, pentru vizitatorii care trec pragul, vine în continuare cu numeroase surprize. În ceea ce privește această promovare a familiei, Corvinilor, se întâmplă la un nivel cât se poate de intens, într-adevăr, începând cu deja cunoscuta expoziție stradală realizată la intrarea în oraș, care va continua în cursul acestei toamne, și până la restaurarea castelului, care oferă vizitatorului spații noi, spații restaurate, spații ambientate, așa cum bine ați punctat. Dar aici trebuie să marcăm și, până la urmă, secretele pe care castelul și le-a păstrat și încă le mai păstrează. Sperăm ca pe următoarea restaurare, care va debuta curând, să venim cu noi și noi surprize pentru vizitatori. Suntem ferm convinși că acest frumos castel nu și-a dezvăluit încă toate secretele. Și asta vorbiți din experiență, pentru că toate aceste proiecte de investiții, lucrările de restaurare ce s-au desfășurat în ultimii ani au tot scos la iveală tot felul de elemente noi, inclusiv pentru dumneavoastră, cei care sunteți acolo trup și suflet zi de zi și cunoașteți foarte bine, cred că, fiecare colțișor al acestui castel, dar iată că lucrările vin și cu unele avantaje, să spunem, pentru vizitatori, chiar și pentru dumneavoastră. Într-adevăr, după neplăcerile create în faza actuală, în care sunt anumite spații restricționate vizitării datorită lucrărilor de restaurare, castelul se prezintă cu totul și cu totul altă manieră. Spațiile sunt la acest moment propice vizitării, atât din punct de vedere estetic, cât și din punct de vedere al microclimatului. Ca urmare, trebuie să menționez că aceste lucrări de restaurare influențe benefice asupra monumentului, atât din punct de vedere al stării de conservare, atât din punct de vedere al microclimatului, cât și din punct de vedere, așa cum am menționat anterior, estetic,
punct de vedere care are până la urmă un impact major în ceea ce privește modul în care acest monument este perceput de cei care îl vizitează. Cred că ați primit feedback și din partea vizitatorilor, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, au fost foarte multe evenimente vara aceasta pe care le-ați găzduit sau le-ați organizat în funcție de programul pe care l-ați avut, bineînțeles, și mă gândesc că și feedback a venit din partea lor. Da, într-adevăr, este un feedback pozitiv. Asta se vede și după numărul vizitatorilor. A crescut în acest an? Da, da. Suntem pe o pantă ascendentă. De la pandemie încoace, Castelul Corvinilor crește în vizibilitate. În momentul de față vorbim de aproape 300.000 de vizitatori la castel. Și suntem în luna nouă. Practic mai avem încă 3 luni, luni care sperăm noi să ne ducă din ce în ce mai aproape de acel an 2019, când într-adevăr am avut un vârf în ceea ce privește numărul de vizitatori la castel. Știu că aveți zile în care ați depășit record după record. Și în cursul acestui an s-au înregistrat. Spre exemplu, am avut cea mai aglomerată lună ianuarie de când monitorizăm. Atipic, nu? Da, da. Într-adevăr, vremurile de după pandemie sunt ușor atipice, raportându-le la vremurile cu care eram obișnuiți. Dar cu toate acestea, vizitatorii continuă să vină la Castelul Corvinilor. Sperăm noi să și revină, nu numai odată. În această direcție intenționăm să, pe lângă să facem o serie întreagă de acțiuni pe lângă ambientarea încăperilor castelului și aceste expoziții stradale de care am menționat anterior, expoziții la care s-au implicat o serie întreagă de oameni, atât dintre specialiștii Muzeului Castelul Corvinilor, cât și din primăria municipiului Hunedoara. Și aici vorbim de oameni de la Departamentul Comunicare, vorbim de, până la urmă, de domnul primar, care a fost inițiatorul acestei acțiuni și care are un impact pozitiv, pentru că odată intrați în oraș, vizitatorii intră în contact cu poveștile castelului, cu legendele acesteia, cu poveștile corvinilor, pentru că următoarea expoziție stradală va fi axată pe o serie întreagă de legende care îl vizează pe Iancu de Hunedoara, dar în special pe Matia Corvin, un personaj mai puțin cunoscut de către români. Mai puțin cunoscut, dar nu deloc de neglijat, dacă pot spune așa. Cu siguranță, vorbim de unul dintre cei mai importanți regi ai Europei și poate cel mai important rege al Ungariei. Este un personaj care a avut un impact covârșitor în geopolitica sud-estului Europei din secolul al XV-lea și până la urmă, din punct de vedere cultural, mediul în care activăm, nu trebuie să uităm faptul că domnia acestui rege corespunde cu pătrunderea Renașterii. Nu trebuie să uităm faptul că vorbim de Biblioteca Corviniana, una dintre cele mai importante biblioteci din istoria umanității realizată de acest rege. Și nu trebuie să uităm faptul că este până la urmă cel care, prin cronicarii săi, a etalat originea latină și deci nobilă a românilor. Ca urmare, consider că atât din punct de vedere al naționalității, adică vreau să, ca să clarific, ca și români, dar și ca oameni, eu cred că datorăm multe acestui rege. Iar aceste lucruri trebuie făcute cât mai bine cunoscute de către hunedoreni, români până la urmă, să știm și să... Cu siguranță, cu siguranță. Trebuie să ne mândrim cu toții în legătură cu acest ilustru rege. Atât noi ca hunedoreni, unde se găsește reședința familiei, cât și noi ca transilvăneni, pentru că până la urmă Matia Corvin este într-o foarte strânsă legătură și cu orașul Cluj, locul în care s-a născut. A rămas atașat de acel oraș de-a lungul întregii sale vieți până la urmă. Deci eu consider că noi ca transilvăneni și până la urmă noi ca europeni ar trebui să fim mândri de acest rege și să încercăm să-l promovăm cât se poate de mult, astfel încât să devină un personaj cât mai cunoscut.
Nu v-ați limitat la acest drum al Corvinilor doar la ceea ce înseamnă acele panouri informative din municipiul Hunedoara, ci ați ales în urmă cu ceva timp să faceți așa o selecție a elevilor cei mai meritoși din municipiul Hunedoara, să vă faceți băgăjerele și să plecați la propriu pe drumul Corvinilor, dacă putem spune așa, și în acest an ați reușit să formați așa o echipă foarte bine închegată și să plecați la drum. Într-adevăr, este un fapt pe care l-am afirmat cu numeroase ocazii în intervențiile televizate. Atașamentul domnului Bobouțanu, primarul Hunedoarei, față de istorie, față de această familie a Corvinilor, până la urmă întreg acest demers de a trăi istoria organizată împreună cu elevii cu rezultate deosebite la învățătură din Hunedoara este inițiat de dânsul. Evident, pentru noi cei care studiem istoria nu a putut fi decât și nu este decât o bucurie până la urmă. Iată că această știință, istoria, arheologia, nu mai este cumva o cenușăreasă a culturii, este un element de prim plan în Hunedoara, este un element care contribuie activ la educarea tinerilor, iar în ceea ce privește selecția, aceasta a fost făcută de către școlile unde activează, adică în urma solicitării venite dinspre primăria municipiului Hunedoara, școlile au propus acești elevi meritoși în a ne însoți în acest periplu înspre locurile care se află în strânsă legătură cu personalitatea lui Iancu de Hunedoara în momentul de față, dar cu siguranță în viitor ne vom axa și pe ceilalți membri. Deja am început de acest an, urmându-l pe Ladislau, fiul cel mai mare al lui Iancu de Hunedoara, cu siguranță vom ajunge și la Matia Corvin și înspre final vom ajunge și la Ioan Corvin, fiul nelegitim al lui Matia, și la cel din urmă, până la urmă, descendent, este vorba de Cristofor, care, din păcate, stingându-se din viață ca și copil, nu are menționate realizări, dar este înmormântat împreună cu tatăl său la Lepoglava. Este un proiect de succes, un proiect la care și tinerii au arătat așa un foarte mare interes. Am văzut și dumneavoastră, deși cunoașteți atât de bine acest domeniu, parcă, nu știu, elanul cu care le prezentați tinerilor acolo, direct de la locul faptei, cum se spune, le prezentați tot ceea ce a însemnat și bătăliile pe care le-au purtat și legăturile pe care le-au avut, poate, Ioan de Hunedoara cu alți importanți oameni din această lume. Sunteți așa, trup și suflet acolo. Nu are cum să nu te impresioneze aceste momente în care stai în locurile în care au stat, până la urmă, acești eroi ai umanității, locuri în care au stat, până la urmă, și personaje cumva percepute de noi ca negative. Spre exemplu, trebuie să recunosc că m-au trecut fiori când la Varna am urcat pe movila pe care stătea sultanul și de unde coordona mișcările trupelor. Acea movilă încă se păstrează în acel muzeu dedicat bătăliei de la Varna. Sunt toate elemente care au impact și pentru copii, dar în același timp au un impact și asupra noastră ca organizatori. Chiar stăteam cu domnul primar pe acea movilă de unde se vede o mare parte din orașul Varna și cugetam în acel moment, iată, suntem pe exact în locul în care sultanul stătea în cadrul bătăliei de la Varna și Cordona. Cum să nu simți acea energie, probabil. Da, sunt elemente care, până la urmă, ne afectează și pe noi. Nici eu, nici ceilalți membri ai delegației care au însoțit copiii nu am ajuns până acum în acest muzeu la Varna, până anul trecut, bineînțeles. Și această excursie de anul acesta la Novi Sad a fost una foarte interesantă. Așa cum am spus, am urmărit atât personalitatea lui Iancu de Hunedoara, a trebuit să, nici nu are cum fi ocolit acest personaj, atâta timp cât mergi la Belgrad, dar am urmărit în primul rând personalitatea lui Ladislau, primul fiu al acestuia și cel care a fost educat în a prelua atribuțiile lui Iancu de Hunedoara și frâiele, dacă pot să spun așa, familiei.
Ca urmare ne-am dus la Novi Sad și după care ne-am dus la Varna, evident punctând și Timișoara. Toate aceste trei locații sunt în strânsă legătură cu personalitatea lui Ladislau. Bineînțeles că atunci când ajungi la Belgrad, însă nu ai cum să ocolești episodul bătăliei de la Belgrad și nici nu ai cum să-l eviți, nici n-ar fi moral până la urmă să-l eviți pe Iancu de Hunedoara. Și ca să mai scoatem așa de la dumneavoastră și unele peripeții pe care le-ați avut, nici în acest an nu ați scăpat de peripeții pe drum și știu că discutam chiar în momentele acelea în care erați pe drum cu domnul primar și îmi spunea că s-a repetat cumva istoria, nu? Da, într-adevăr, suntem sub semnul penei de cauciuc. Însă anul acesta a fost mai simplu. Roata s-a desumflat. Ați avut experiență deja, nu? Adică știați... Nu, neapărat, ci întâmplarea a făcut ca să facem pană în Timișoara și nu în câmp. Ca urmare, am montat într-o benzinărie foarte rapid rezerva, am reparat roata desumflată și ne-am continuat drumul de data aceasta fără alte peripeții. Și de data aceasta ați fost mult mai pregătiți și cu infrastructura necesară, pentru că anul trecut îmi amintesc că n-ați avut la îndemână toate cele necesare pentru a schimba acea roată, dar anul acesta ați reușit să... Păi, acum și nici lui Iancu de Hunedoara nu i-a fost ușor drumul până la Varna și mai ales înapoi, fiind învins în acea bătălie. E adevărat, nouă ne-a fost mai greu la dus. Nu și la întors. La întors a venit, drumul a fost relativ simplu. Însă în acest an totul a mers cumva mai simplu, chiar și pana regulamentară de cauciuc a fost una mult mai simplu de rezolvat decât anul trecut la Varna. Am vizitat la Novi Sad atât orașul, care este unul foarte plăcut din punctul meu de vedere. Am vizitat și fortăreața Petrovaradin, unde este o expoziție spectaculoasă care îl vizează pe Albert Einstein și pe soția acestuia. Am vizitat, bineînțeles, Muzeul Voivodinei. Sunt toate elemente, așa cum bine puteți vedea, încărcate de istorie. Cetatea Petrovaradin este pe malul Dunării, într-o locație cu totul și cu totul deosebită. Eu consider că a fost un câștig atât pentru noi ca organizatori, dar mai ales pentru copiii care ne-au însoțit, să le fie povestită istoria în locurile în care aceasta s-a întâmplat, mai ales că sunt locuri deosebit de frumoase. Veți continua așadar și în anii viitori cu acest proiect? Cu siguranță, cu siguranță da, așa cum am spus anterior. Mai aveți locuri de punctat? Mai avem, pentru că suntem la momentul de față doar în urmărirea lui Ladislau. Îl mai avem și pe Matia Corvin, care având o domnie atât de îndelungată s-a și plimbat mai mult și în final o să-l avem pe Ioan Corvin și pe fiul acestuia, pe Cristofor, care sunt în Croația. Sperăm ca la finalul acestui demers să putem vorbi de mai multe generații de elevi din Hunedoara care au dezvoltat acest atașament față de oraș și față de familia Corvinilor și care sunt mândri că sunt hunedoreni și sunt mândri că descind din orașul care a dat umanității această familie. Deci este foarte important să cunoaștem istoria, să cunoaștem, de obicei avem, nu știu, cetatea aproape, castelul aproape, ni se par așa cumva niște elemente comune, nu dăm poate atât de multă importanță, dar știu că ați reușit și în școli deja se discută mult mai mult despre această familie și despre istoria noastră până la urmă. Într-adevăr, și eu consider că se va discuta și pe viitor, pentru că noul segment din expoziția stradală este mai puțin axat pe fapte istorice și mai mult axat pe legende, pe povestire. Aceste legende sunt în legătură cu castelul, o parte din ele, o parte cu Iancu de Hunedoara și o mare parte din ele în legătură cu Matia Corvin. Sunt povești care nu sunt etalate pe panourile din castel. În castel sunt etalate faze de construcție,
ani în care aceste corpuri de clădire s-au construit, stiluri arhitectonice, pentru că trebuie descrise toate acestea publicului vizitator. În ceea ce privește legendele care le înconjoară, acestea de obicei sunt transmise de către muzeograful care însoțește grupul sau pe cel care solicită ghidaj. Deci nu a fost chiar atât de greu să ajungeți la aceste legende, pentru că aici era cumva întrebarea firească, unde, cum ați reușit să aflați toate aceste legende, pentru că trebuie să veniți și cu elemente de noutate, bineînțeles, pentru cei care poate nu cunosc în amănunt. Parte sunt din parte dintre legende, dintre povești, că nu toate sunt de domeniul, eu știu, științificului, fantasticului, dar parte din ele sunt documentate. Spre exemplu, o povestire în conexiune cu Castelul Corvinului este legată de haiducii care activau în zona Hunedoarei și care au fost închiși la castel, de unde au evadat în frunte cu temutul haiduc Ioan Vinca și care au terorizat pădurile din jurul Hunedoarei și sunt prinși la Vadul Dobri. Sunt povești mai puțin cunoscute de către, poate și de către localnici, sunt povești care înconjoară acest castel al Corvinilor și care, așa cum am menționat anterior, sunt mai greu de etalat pe panouri explicative, mai ales că acolo trebuie menționate, așa cum am spus, o serie de detalii tehnice vis-a-vis de faze de construcție, stiluri arhitectonice, ani de construcție sau în legătură cu expozițiile realizate. Aceste legende de obicei se prezintă vizitatorului de către muzeograful care însoțește. Dar așa vizitatorul va avea ce să facă de la intrarea în municipiul Hunedoara, o ia frumos pe drumul Corvinilor, are suficient de multe informații până ajunge la castel pentru a-și face și pentru a-și creiona o idee mult mai amplă asupra acestei familii, asupra castelului. Așa e, și denumirea de drumul Corvinilor este cât se poate de potrivită, mai ales că Bulevardul Traian are ca destinație finală Castelul Corvinilor. Ca urmare, este o locație cât se poate de potrivită, atât pentru cei care vin să viziteze castelul, dar și pentru localnici. Fiind o zonă cu pistă de biciclete, cu bănci, o zonă în care este multă umbră și care pe parcursul verii destul de multe familii cu copii ies să se plimbe, să se dea cu bicicleta și, bineînțeles, să citească informația și să admire imaginile de pe aceste panouri. Toate acestea vor contribui la o cunoaștere mai avansată, dacă pot să spun așa, atât a castelului cât și a poveștii din jurul castelului, pentru că de cele mai multe ori pentru vizitatorul comun povestea este poate mai interesantă decât povestea vinde până la urmă, exact, nu? Într-adevăr. Așa și în cazul acesta. Brutal de adevărat, dar așa dar acesta este adevărul, exact. Ați reușit să redeschideți toate sălile castelului pentru public? Pentru că de foarte mulți ani, cum spuneam, sunt aici foarte multe lucrări de restaurare, de tot ceea ce ține de descoperirea, poate, unor noi săli. Încă nu, pentru că în momentul de față, restauratorii lucrează în turnul Tezaur, care este în continuare închis spre vizitare împreună cu turnul Buzdugan. Se finalizează lucrările în Camera de Aur, sunt pe ultimii 10 metri, dacă pot să spun așa, după care se vor axa lucrările pe bucătăria garnizoanei. Ca urmare, acea încăpere va deveni indisponibilă, expoziția urmând a fi mutată. Unde se mai lucrează și ce spații mai sunt închise, este vorba de primul etaj al așa numitei Aripi Zoiomi sau Palat Administrativ, unde este în momentul de față întins pe pardoseli acel baiț care, după ce se va usca, ne va permite să deschidem spre vizitare și acele spații. Ce este sigur este că pe parcursul acestei toamne toate aceste spații vor fi finalizate și vor fi deschise rând pe rând pe măsură ce le ambientăm spre vizitare. Pentru că nici ambientarea spațiilor nu poate fi făcută în secunda 2. Odată finalizată restaurarea, există acel timp tampon între momentul finalizării lucrărilor și momentul în care microclimatul este stabil și umiditatea scade, astfel încât să putem etala exponate fără a fi în pericol de a fi distruse de microclimatul neadecvat. Aș mai vrea să spuneți și celor care ne urmăresc că
pot să viziteze și atunci când intrăm în curtea exterioară a castelului, mai sunt în partea dreaptă, mai avem acolo o clădire care poate fi vizitată? Da, e adevărat. Cu biletul de intrare la castel se vizează practic întreg ansamblul, vorbim de Casa Brestelor. De obicei ne fură privirea castelul. Așa și e. Nu ne mai uităm stânga-dreapta. Așa e, însă aceste informații sunt prezente pe biletul de intrare, în care se menționează faptul că se poate vizita atât expoziția de pre- și protoistorie, care este mai potrivit în a fi etalată în curtea exterioară, în clădiri fără personalitatea castelului, cât și Casa Brestelor, unde sunt expoziții dedicate acestui subiect. În ultimele minute vreau să discutăm puțin și despre evenimentele ce urmează să aibă loc la Castelul Corvinilor. Cum spuneam, primăvara, vara aceasta au fost încărcate de evenimente, ați avut destul de mult de muncit și până la urmă s-au văzut și rezultatele, că asta este cel mai important. La sfârșitul acestei săptămâni va avea loc o conferință importantă aici la castel, pentru ca mai apoi să ne spuneți, poate aveți programul până la finalul anului. Într-adevăr, vineri, începând cu ora 10, la Castelul Corvinilor va avea loc conferința The Times of the Hunyadi. Este o conferință organizată de Primăria Municipiului Hunedoara, Muzeul Castelul Corvinilor, Fundația Coral, sub înaltul patronaj al Academiei Române. Este o conferință care va debuta cu prezentarea domnului președinte al Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, și la care vor fi prezenți medieviști de renume, atât din țară cât și din străinătate. Vin medieviști din Ungaria, vin din Serbia, vin din Croația, evident din România, și toate aceste comunicări care vor fi etalate, dacă pot să spun așa, în sala dietei, astfel încât și publicul vizitator să aibă acces. Poate vor fi oameni interesați în a asculta povestea din jurul castelului. Toate aceste subiecte vizează familia din Hunedoara. Toate comunicările care vor avea loc în cadrul acestei conferințe sunt axate pe această familie cu origini transilvanene, origini hunedorene. Așadar, cei care vor fi se vor afla în castel pentru a-l vizita vineri, vor avea această posibilitate de la ora 10, cred că și, este evenimentul. Și localnicii. Oamenii din Hunedoara care doresc să participe la această conferință, doresc să asculte ceea ce au de spus acești specialiști în evul mediu, pot să participe, evident, în mod gratuit. Este o conferință care, așa cum menționați anterior, se adresează întregului public, atât celor care vin să viziteze castelul, dar și celor din localitate care sunt interesați de această familie. În această toamnă, ce urmează toamnă, avem evenimente la castel? Încă n-am terminat cu weekendul, ceea ce spus până acum este doar ziua de vineri. M-am dus departe. Pentru că după, debutând într-adevăr în această manieră serioasă a istoriei medievale, trecem însă spre ziua de sâmbătă, în care ne vom dedica gastronomiei maghiare, pentru că sunt zilele maghiare. Ca urmare, în curtea husarilor de la Castelul Corvinilor vor fi montate ca în fiecare an scene pe care vor fi interpretate melodii din folclorul maghiar, vor avea loc degustări de gulaș, concurs, așa cum ne-a obișnuit în fiecare an, totul într-o atmosferă de voie bună. Așadar, după o vineri mai serioasă, o vineri în care învățăm despre familia Corvinilor, sâmbătă și duminică ne vom putea dedica degustării gulașului, palincii și voi bune, care va domni cu siguranță în curtea exterioară a castelului. Deci două zile pline la castel. Trei zile pline, pentru că și duminică și acest au loc weekend este, zilele maghiare. Da, este, și acest weekend este plin. După care încet încet intrăm spre luna octombrie, la sfârșitul căreia va fi organizată o sărbătoare de Halloween la Castelul Corvinilor. Un sperăm mediu noi potrivit până la urmă, nu? Pentru o astfel de... Da, sperăm noi să fie un eveniment bine primit de către public și să devină unul anual, dacă pot să spun așa, astfel încât în fiecare an să ne explorăm și această latură tenebroasă care de regulă
este una mai puțin accesată, ca să spun așa. Cu toți încercăm să fim pozitivi, cu toți încercăm să nu ne gândim la aspecte negative, la spirite, dar ziua de Halloween intens promovată de cultura occidentală, iată că pătrunde și la noi și până la urmă este o bună oportunitate de a vedea castelul cumva într-o altă ipostază, de a vorbi despre fantomele de la Castelul Corvinilor, despre spiritele de acolo, fiind o locație intens căutată de către vânătorii de fantome, având și poveștile tragice ale Anei Candy, care a fost decapitată în curtea castelului, ale amantului acestuia care a fost rupt de patru cai atunci când soțul Anei Candy, nobilul Turok, a aflat de aventura amoroasă. Atât cât de multe povești învelui acest castel. Mai avem doar câteva secunde, mai avem altceva în program sau o lăsăm pentru altă dată când putem să și dezvoltăm mai bine aceste evenimente? Cu siguranță vor urma noi și noi surprize pentru cei care vizitează castelul și nu numai. Este important să menționez faptul că aceste evenimente se adresează și publicului din Hunedoara. Pe lângă evenimentele de anvergură, așa cum am obișnuit hunedorenii și vizitatorii din alte părți, avem o serie întreagă de expoziții de artă, expoziții care vor continua în Castelul Corvinilor până la sfârșitul anului. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mai aștept să dezvoltăm toate aceste subiecte pe care nu am apucat astăzi să le discutăm. Mulțumesc, mult succes să aveți în continuare cu tot ceea ce înseamnă lucrări de restaurare, organizarea unor evenimente și promovarea acestui castel, emblema județului, emblema Transilvaniei, chiar și a României. Cu siguranță este o emblemă la nivel mondial, având în vedere impactul pe care această construcție l-are. Mulțumim și noi pentru invitație și vă așteptăm și în acest weekend la noi acasă, la Hunedoara. Mulțumim, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, urmează știrile, să aveți o după masă frumoasă, numai bine!